Oltenii aflați în căutarea unui loc de muncă în afara granițelor țării au la dispoziție peste 2.353 de posturi în această perioadă. Angajatorii nemți solicită un număr mare de asistenți medicali, IT-iști, dar și angajați în sistemul hotelier. În Marea Britanie își pot găsi un loc de muncă oltenii care vor să îngrijească alte persoane, iar în Spania agricultori. Aceste locuri de muncă sunt disponibile prin rețeaua EURES, iar luna aceasta posturile vacante sunt în 16 țări europene. Sunt și țări în care numărul locurilor de muncă disponibile este unul foarte mic. În acest moment, prin intermediul rețelei EURES, sunt disponibile 2.353 de locuri de muncă vacante în țările Uniunii Europene. Astfel, cele mai multe locuri de muncă vacante sunt disponibile în Spania, avem 806 locuri de muncă vacante, Portugalia 300, Italia 280 sau Malta 256, iar cele mai puține locuri de muncă vacante sunt disponibile în țări precum Franța, unde avem un singur post de lucrător hotelier, Luxemburg, un singur post de dezvoltator digital, iar Norvegia 6 locuri de muncă vacante ca și brutar sau patiser. Anul acesta, aproximativ 300 de olteni și-au găsit un job în 5 țări europene. Un număr de 256 de persoane au obținut contracte de muncă în țările Uniunii Europene astfel. În Spania 224 de persoane în agricultură, în Portugalia 26 de persoane în agricultură, în Suedia 3 persoane ca și vopsitori auto și tinichigiu auto, în Danemarca 2 persoane lucrători în agricultură și montatori sere, iar în Marea Britanie 1 persoană ca și îngrijitor persoane. Prin EURES, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pot găsi condiții sigure pentru a-și desfășura activitatea. Prin această rețea, angajatori din 31 de țări își caută angajați.